Vreau o proză, totuși, că poezii s-au spus. Vă rog, spus. Înainte însă i-am dedicat domnului, i-am îngheba domnului Vidrașcu un catren. Te-am ascultat și în această zi și dacă nu te superi, aș dori să-ți spun atât. O singură întrebare. Cum stai cu arsenalul din dotare? Excelent! Știu că stați bine. Da, 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 da. Proza care știu e oarecum umoristică, am intitulat-o Cum am reușit să ajung cineva. De când mă știu, mi-am dorit să fiu și eu cineva în viață, să nu fac umbră pământului degeaba, să ajung și eu un șef responsabil de ceva, director, inspector, să privesc lumea de sus și să fiu la rândul meu privit cu admirație și respect, iar cei din jurul meu să mi se adreseze cu apelativul salut șeful sau să trăiesc domn director. N-a fost însă să fie așa, pentru că șansa nu mi-a surâs. N-am călcat în nimic aducător de noroc, n-am avut pe sus rude, prieteni, consătenți sau oameni de bine care să pună o vorbă bună acolo unde ar fi trebuit. Este adevărat că nici la capitolul studii nu am stat prea bine, căci am reușit cu chip cu vai să termin 7 clase primare, căci atâta se făceau pe vremea mea, iar mai târziu am urmat cursurile serale al unui liceu, reușind să termin cu greu prima treaptă. Am recunoscut mereu că nu s-a prins cartea de mine și de aceea, ori de câte ori trebuia să-mi scriu autobiografia sau mai nou curriculum vitae, la rubrica studii treceam cu oarecare jenă, treapta întâi de liceu, iar în paranteză, cursuri serale. Atunci când eram chemat la conducere, mi se spunea și mi se repeta același lucru. Ești băiat bun, Pandele, dar n-ai studii și nu te putem promova în funcții de răspundere. Ne pare rău. Parcă mie îmi părea bine. Am epalat și la metoda pe care mi-a sugerat-o un vecin, adică aceea de a fi mai atent cu șefii mei direcți și indirecți, mai ales cu prilejul unor evenimente și sărbători mai importante din viața lor. Și am început de Crăciun, Paște, Anul Nou sau cu ocazia altor sărbători religioase ori onomastice să car câte ceva din produsele agroalimentare, zootehnice și țuicovinicole aflate în gospodăria părinților mei dintr-un sat gălățean. Ba o canistră de vin pentru directorul administrativ, ba un mel pentru secretarul de partid sau o pereche de curcan tovarășii și mai târziu doamnei șefă a serviciului personal, ba un purceluș președintelui de sindicat și săptămânal o proaspete pentru domnișoara Maricica, secretara directorului general. Cu toate acestea, continuam să rămân același Nea Pandele, paznic la fabrica de lapte și să-mi respect cu sfințenie programul 12 ore cu 24 sau 24 cu 48. Dar iată că într-o bună zi sunt chemat la directorul administrativ, tovarășul Păstărnac Vasile, în biroul căruia se afla și șefa serviciului personal, tovarășul Apac Costi Floricica, tovarășul Trâncănel Georgică, președintele de sindicat și Costică Mitoi, secretarul de partid. După ce am fost invitat să iau loc, mi s-a comunicat că, deși nu am studii care să-mi permită promovarea într-o funcție superioară, ei, adică cei patru, s-au gândit la mine, au analizat, au făcut o derogare și au hotărât să mă numească șef al corpului de pază și responsabil cu paza contra incendiilor. Am fost atenționat în legătură cu marea răspundere care apasă pe umerii mei. Să fii cu ochii în patru, tovarășe Pandele, mi-a spus directorul administrativ, căci colegii dumitale, paznici de zi sau de noapte, mai dorm în timpul serviciului, mai închid ochii atunci când unul sau altul
iese pe poarta fabricii cu un pachet de unt sau brânză, o pungă de lapte sau de smântână. Primindu-și și ei partea leului și aducând mari prejudicii avuturilor obștesc. Și să nu uiți, tovarășe Pandele, adaugă secretarul de partid, că unii dintre paznici întârzii lipsesc, mai ales de sărbători, când petrec, se îmbată ca porcii și nu mai ajung la serviciu. Răspunzi cu capul de buna funcționare a serviciului de pază. După ce am fost felicitat și mi s-a urat succes în noile funcții încredințate, mi s-a precizat că acestea sunt voluntare, onorifice, deoarece bugetul întreprinderii nu mai suportă niciun fel de majorări de salarii, dar voi fi avut în vedere atunci când se vor acorda premii lunare, trimestriale și anuale. Și iată că am ajuns, e drept mai târziu, responsabil și șef. Primii care s-au bucurat de acest eveniment au fost colegii mei, care de cum m-au văzut, m-au și luat în primire. Să trăiești, Nea Pandele, și la mai mare, când ai de băut. Nu vă mai spun cât de mult s-au bucurat nevastă-mea și copiii când ne-am povestit că am fost învestit cu funcțiile de șef și responsabil. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, Pandele, să câștigi și tu un ban în plus. Poate reușim și noi să terminăm casa la care trudim de o viață, mi-a spus soția emoționată, și a alergat la vecinul de apartament, domnul învățător Titirișcă, să împrumute o cravată cu care să merg a doua zi la serviciu, căci acum fiind șef, trebuia să apar altfel în fața superiorilor și a subalternilor. Întors la vechiul loc de muncă, dar cu funcții noi, mi-a fost dat să constat că lucrurile mergeau ca înainte. Întârziere, absențe nemotivate, sustrageri de lapte și produse lactate, concedii medicale nejustificate, mai ales în perioada muncilor agricole, majoritatea subordonaților mei fiind navetiști în mediul rural. Bineînțeles că de toate aceste nereguli eram acuzat în primul rând eu. Ne așteptam la mai mult din partea dumitale, mi-a reproșat într-o zi directorul administrativ. Se fumează în continuare în locuri nepermise, s-a rățuit la mine într-o zi directorul. Iar a lipsit noaptea trecută din post Gavrilache și mata, stai cu mâinile în sân, m-a atenționat șefa serviciului personal. N-ai afișat planul de evacuare în caz de incendii și cutremure, tovarășe Pandele. Se fură ca în codru, tovarășe și paznicii dumitale dorm, îmi repeta frecvent contabilul șef, o să vă imputăm toate lipsurile. Am fost amendat de miliție pentru că un paznic a fost găsit dormind în post și mor de beat, iar pompierii mi-au dat și ei o amendă usturătoare pentru că în podul clădirii principale nu era ignifugat. Pentru a nu mai fi admonestat, criticat, amenințat, am cumpărat din banii mei casmale, târnăcoape, gădeți, am cărat cu spinarea nisip pentru punctul de stingere a incendiilor, am început să fac de pază în locul celor care lipseau motivat sau nemotivat, să controlez salariații la ieșirea din tură, să alerg după cei care săreau gardul și să le confisc zilnic sute de pachete de unt și mari cantități de lapte, brânză și smântână. Deși stăteam zi și noapte în fabrică, treburile mergeau prost și începuse să-mi pară rău că am acceptat niște responsabilități pe care, de fapt, mi le-am dorit. Când am făcut ședință cu personalul de fază și l-am atenționat în legătură cu indisciplina, controlul superficial pe care îl fac salariaților la sfârșitul programului, Nea Smarandache din Ghepaț mi-a zis o verde în față. Te-ai ajuns șef și acum o faci pe nebună, Nea Pandele. Ai uitat de unde ai plecat? Eu știu că se fură, Nea Pandele, intervine și Samson din Ciorogâdla. Dar ce putem face dacă unele femei e date dracu și ascund pachetele de unt unde nici nu strece prin minte și mi-e rușine să le ridic fustele și să le controlez peste tot. Nea Pandele, te rog să mă ierți că am lipsit, nemotivat, dar a fost ziua mea, mi-au venit nașii și cuscri, am petrecut, m-am îmbătat și n-am mai ajuns la program. Știu că ai făcut în locul meu.
îți mulțumesc frumos, să-ți dea Dumnezeu sănătate, să mai faci și altă dată. Las la o parte faptul că am fost sancționat pe linie administrativă cu mustrare scrisă pentru superficialitate în muncă, delăsare și indisciplină. În fața unor de astfel de situații, mă consolam cu faptul că mă aflam în pragul pensionării și că voi scăpa de șefia pe care mi-am dorit-o și care mi-a adus atâtea belele. Primirea deciziei de pensionare a fost pentru mine o adevărată binefacere și mi-a fost înmânată chiar de șefa personalului, care mi-a urat sănătate, viață lungă și chiar, nu o să credeți, mi-a mulțumit pentru activitatea rodnică și plină de răspundere pe care am desfășurat-o. La plecare mă așteptau colegii care m-au îmbrățișat, m-au pupat și m-au dus aproape de sus, aproape pe sus, în boxa femeilor de serviciu, unde ne aștepta o sticlă de țuică, o damigeană de vin și câteva găini fripte și un buchet de flori, toate pregătite de colegii mei. Să trăiești neapandele, să te bucuri cât mai mult timp de pensie și îți mulțumim că ai fost om de treabă, ne-ai înțeles, ne-ai acoperit și matale atât cât ai putut. A încercat un discurs Traian Vanghelie din Afumați. Să nu ne uiți neapandele, intervine și Nistor Ciupeală și mai ales să nu ne ocolești, că îți găsești oricând la noi o brânzică proaspătă, un unt de calitate, o smântână pe cinste. Am plecat apoi spre casă, bucuros și din același timp trist, așa cum îi se întâmplă fiecărui om, atunci când se desparte de camaraz, de locul său de muncă, unde a trudit zeci și zeci de ani. Acest eveniment al pensionării a trecut aproape nebăgat în seamă. Doar pe chipurile soacrei și ale soției am deslușit o încrâncenare vizibilă, și le-am auzit comentând necesitatea angajării mele în munca la negru din motive financiare. Eu mă gândeam, însă, la puțină odihnă meritată și la faptul că nu voi mai fi obligat să mă trezesc la 5 dimineața. M-am înșelat însă că cea a doua zi în zori aud glasul soacrei. Cineva a trebuit să meargă să cumpere pâine. La început, nu mi-am dat seama despre cine putea fi vorba, însă m-am dumerit imediat că cel vizat eram eu. În dimineața următoare, cam pe la aceeași oră, aud iarăși glasul soacrei, parcă mai imperativ și mai categoric. Cineva ar trebui să-l scoată pe Bobiță la plimbare, Bobiță fiind un fox terrier de sex masculin, în vârstă de peste 2 ani. Și precepând că acel cineva avea în vedere persoana mea, am luat animalul și am plecat la plimbare, nu înainte de a mi se preciza că trebuie să evit locurile aglomerate, murdare și pline de purici. Cineva ar trebui să bată covorul aur pe soacră mea la fiecare 2 săptămâni. Fără niciun fel de comentariu, strâng covorul, iau bătătorul, cobor în spatele blocului și mă apuc de treabă, sub supravegherea atentă a soacrei, care privea de la balcon și intervenea din când în când cu fel de fel de indicații. Dă-i mai tare și mai cu inimă, pandele! Căci așa îmi zicea ea să iasă tot praful din el și vină apoi sus să iei apă cu oțet, o perie și să-l speri. În timpul verii, soacra, care are pietre și nisip la rinichi, consuma o mare cantitate de pepeni și la fiecare 2-3 zile o aud. Cineva ar trebui să meargă să cumpere pepeni, căci iară s-au terminat. Și ca de obicei, fără niciun fel de comentarii, îmi luau sacul la spinare, plec la piață și mă întorc cu 7 pepeni, care de care mai frumoși. Vorba betei soacre, se cunoaște pandele că ai stofă de țăran în tine. Rar pepeni mai buni decât cei aleși de tine. Toamna solicitările sunt mai frecvente, zilnic. Aud și pricep aluziile soacrei. Cineva ar trebui să cumpere cartofi și ceapă pentru iarnă, cineva ar trebui să cumpere varză și gogonele pentru murături, etc., etc. Și viața merge înainte, iar coana mare este mereu la datorie. Cineva trebuie să meargă, cineva trebuie să facă, cineva trebuie să dreagă. Și bineînțeles că acel cineva nu poate fi altcineva
decât subsemnatul. Marea mea bucurie este aceea că de când am ieșit la pensie, am început să fiu băgat în seamă. Am ajuns dintr-un amărât de paznic la fabrica de lapte cineva. De asemenea, mă bucur că soacra mea este o mare doamnă, mă respectă și se poartă elegant cu mine. N-am auzit-o măcar o singură dată adresându-mi se direcții personal. Totul se desfășoară la modul general aluziv. Cineva trebuie sau cineva ar trebui. Doar într-o singură dimineață soacra mi s-a adresat direct. Pandelache, te rog, du-te până la chioș și cumpără și mie aspirina săracă. Aspirina săracului. Da. Crezând că are febră și confundă chioșcul cu farmacia, am alergat la primul punct farmaceutic și am solicitat o folie de aspirina săracului. Domnișoara sau doamna farmacistă, ce-o fi fost ea, m-a privit destul de sever și ironic, întrebându-mă dacă nu doresc cumva aspirină tamponată sau Bayer, și mi-a precizat că există o revistă apărută recent pe care o pot procura de la chioșcul de ziare. Întors acasă, soacră mea m-a confirmat că este vorba de revista pe care m-a rugat să-i o procur, pentru că de când a citit volumul de poezii Moartea citește ziarul, are o slăbiciune și un cult pentru Mircea Dinescu, pe care îl consideră cel mai mare poet din toate timpurile, un fel de Hagi al poeziei românești, fost, actual și viitor dezident. Profitând de absența soacrei de acasă, am citit și eu revista Aspirina săracului în grabă și pe furiș, dar sincer, ca să fiu, nu mi s-a părut grozavă. Și încheiere, marea și ultima mea realizare este că după pensionarea, cu ajutorul și inițiativa soacrei, am ajuns cineva, un om căutat, solicitat, băgat în seamă, ceea ce mi-am dorit de fapt toată viața și, bineînțeles, vă urez și dumneavoastră, mai ales după ce vă veți pensiona, căci și așa vorba soacrei mele, Dumnezeu să-i dea sănătate, nu prea aveți ce face. Vă mulțumesc!